Dezvoltarea liderismului local al femeilor a fost tema unui training organizat de Asociația Non-Guvernamentală Congresul Autorităților Locale din Moldova, în comun cu Primăria satului Băhârnești din Raionul Florești, care s-a produs și în rol de gazdă. Acțiunea face parte dintr-un ciclu de întruniri ce au loc în mai multe zone ale Republicii. Beneficiarii proiectului sunt selectați de membrii rețelei CALM. Rețeaua femeilor din cadrul Congresului Autorităților Locale este un forum pentru schimb de experiență, pentru preluarea practicilor bune. Vrem să consolidăm rețeaua femeilor, să extindem rețeaua, fiindcă la moment din cele 164 de femei primar, membri a rețelei sunt 90%, deci mai avem de lucrat pentru ca 100% din femei să fie. În afară de aceasta, în cadrul seminarilor, sunt invitate și primărițele, să le zic așa, care au activat în alte mandate anterior, consilieri locale, raionale. Întrunirea de la Băhârnești a fost una reprezentativă. Participantele au fost selectate de autoritățile locale și au promovat ideile și au prezentat diferite proiecte de dezvoltare a comunității. Atât organizatorii cât și invitații sunt de părere că subiectele abordate în cadrul trainingului sunt unele de actualitate pentru administrația publică locală. De ce e nevoie de asemenea traininguri? În primul rând pentru diseminarea experienței, pentru comunicare, pentru lucru în rețea. În calitate de vicepreședinte a rețelei de femei a Congresului Autorităților Locale, m-am simțit onorată că pot să diseminez experiența acumulată de localitatea noastră. Părerea dumneavoastră, trebuie o femeie să fie lider? Femeilor le reușește chiar mai mult să realizeze, fiindcă ele sunt mai responsabile în ceea ce fac. Un training foarte binevenit, fiindcă atât noi primarii luăm cunoștințe, luăm act de cunoștință despre faptele, evenimentele unui conducător al localității. Cum putem promova liderismul local al femeii? Păi, iată așa, prin acțiuni diverse, prin instruiri, ca să ajungi un leadership, este nevoie și de multă instruire. Are o importanță foarte mare, cred că, pentru fiecare primar. Trebuie o femeie să fie lider? Credem că nu importă, este femeie sau bărbat. Cea mai mare importanță o are anume acea valoare pe care o are această persoană și atitudinea față de locatari, față de satul său unde activează, față de țara natală. La training au participat 27 femei care activează în calitate de primar, consilier local, ori asistent social în diferite localități ale Republicii și femei experți în diferite domenii.